teamă că am dat și drumul la live acum, frate, bă, am stat și un pic cu oamenii pe TikTok, că am mâncat și eu un Mac corect, mi-era poftă, am stat și eu cu oamenii pe TikTok și mă ceartă băiatul ăsta că îmi zice că oamenii ca mine nu merită să am atâția oameni, frate, nu înțeleg că în afară de live-urile astea mai e și o viață și talea și talea, n-a început meciul, băieți, n-a început, am mai stat și eu 3 minute cu oamenii pe TikTok, erau acolo 500 de oameni pe TikTok pe live. Și mi-era rușine așa să închid, dar le-am zis, bă, hai că mă înjură lumea pe YouTube, uite, mă înjură băiatul ăsta Sebi, am o Sebi, mă, frate, mă. De ce nu vrei să te pui și în locul meu, mă, frate, să înțelegi că mai întâzi e lumea așa, nu e ca și cum te-am ținut de mână aici, dacă te deranjează, nu intra, mă, băiatul meu, dar nici nu cred că e ok să zici cuvintele astea, să le arunci așa, bă. Ia să vedem, mai vine așa? Ah, mai bine mă așa, suntem mai conectați. Ah, care e codul pentru reducere? Bă, deci, pentru reducere, mi-ați scris de fapt câteva persoane și poate nu s-a înțeles bine și mi-a scris inclusiv Nițuică. Deci, pentru reducere, voi dacă vreți să folosiți reducerea de 20% la bilete, la concerte, trebuie să intrați pe linkul din descriere și aplicați codul înainte să vă selectați câte bilete vreți să cumpărați. Adică vouă o să vă arate prețul integral de 300 de lei și după prețul, n-a început încă meciul, așteptăm când începe meciul. Deci prețul ăla de 100 de lei pe care îl vedeți voi acolo, 300 de lei, pardon, dacă băgați codul JAXI20 vă dă 240 de lei sau ceva de genul, știi? Adică, na. Nu încerca, nu știu, voi cred că le băgați în coș și după încercați să băgați codul, nu merge așa. Mâine vii la Palace, bă, din câte am văzut România are meci din 3-3 ore, mâine s-ar putea să facem la 11:30, după care mai facem la 3-4 când mai au meci, după care seara. Cred că o să stau la hotel pentru că eu fac vreo 20 de minute până acolo, dacă mă duc și mă întorc de 2 ori, o să pierd o oră, două doar pe drum. Dar oricum stau până pe 4 septembrie, deci o să ne vedem ca lumea. Ce se întâmplă, de ce live așa târziu? Au fost câteva probleme și echipa României trebuia să joace la ora 1:30. Și din păcate n-am mai jucat la 1:30. Și atunci ne mai jucăm la 1:30. Cum îi spune? Ne-am mutat aici la această minunată oră. Mă rog, s-au mutat meciurile că na, se joace mai bine mâine. Lasă-mă, Daniele, că na. Mai sunt și oameni. Eu nu le-am mai explicat așa, am încercat să fiu prietenos cu ei, să realizeze că nu știu, poate unii au impresia că genii o întârzi din aroganță sau chestia asta și le mai glumesc așa cu ei să vadă că nu, adică nu asta e treaba, adică pa, pur și simplu, unde te-ai cazat? Pana mea, stăm la marginea orașului, ești nebun. Te auzi cam încet, un pic mai tare? Bă, nu cred mă că mă aud încet, ia. Mă aud încet? Ia, m-am dat un pic mai tare, dar na. Nu știu, ideea e că nu știu dacă o să fac live singur sau cu cineva acum în seara asta, nu știu cum ajunge pop. Bă, da, nu știu, repet, și mie îmi vine să fac hate la organizare, vă zic sincer, ești de mult, deși știu ce înseamnă să organizezi sau ceva, dar chiar deja îmi bateți acum pe TikTok. Totuși sunt 140 și post sau 114 țări diferite, câte 5 jucători în fiecare, adică nu e așa ușor să ce se întâmplă aici, plus că na, s-au mai întâmplat niște chestii, na, nu e, eu zic că e bine că se întâmplă și na, îți dai seama, cât mai ok. Deci că pleacă podcastul, mai am un microfon aici, am două microfoane. De fapt, pot să mai pun încă un microfon, am trei în total. Dar am lăsat două așa, poate mai, uite cum a fost pop acum, dar ei sunt la masă acum. M-au lăsat aici singur. Fă ceva clanul că sunt mai morți, aia mă, cum adică, stați în jucător pe clan acolo care joacă. Bă, hai să punem, fiți atenți, chat, pun și eu un text pe ecran. Acum, pun un text ca să înțeleagă, să știe lumea că, deci, meci. Ca să, bă, știu că mâine e duminică și de obicei vă treziți mai greu și atunci dacă vă treziți mai greu, uite, vă pun un text aici pe ecran. Mâine 11:30 România Mongolia. Ca să știe lumea, da? Uite, îl punem așa aici la aici, că o să se vadă și pe stream, știi? Dar ca să știi, uite, îl dau chiar un pic mai mic. Ca să știe lumea, ca să poate ne trezim mâine, ne bem cafeluța pe live. Zici și te lauși de ca să nu întrebe toți. Da, nu pot juca. Hai la Hotel Hilton. N-am cu băiatul meu, că eu aici depind de voluntari care vin să ne ia cu mașina. Că nu stăm aproape. Deci ai întârziat, am făcut live pe TikTok, băi. Vezi că am făcut 2000 de diamante, nu mai sferiți. Cred că nu știu cât înseamnă, dar n-are cum să însemne puțin rău. 2000 de diamante înseamnă mult rău de tot, ești nebun.
Când începe, nu știu, mă, Roberte, nu știu, că apare timer 0-0, cred că e aproape să înceapă meciul. Nu știu. Ar trebui să înceapă. Eu de-aia am și dat un pic mai târziu, dar na. 2000 de diamante sunt 0.30, n-are mă cum. N-are cum, 100%, n-are cum. Trebuie să fie măcar câțiva lei. N-are cum că gen, mi-a dat cea pălării, de-alea mi-a pus 100% măcar un leu doi acolo, am făcut minim. Azi ziua lui Regali? Adevărat, îi scrieți la mulți ani dacă e ziua lui. Îți dau și un mesaj, dar mâine. De ce nu joacă Regali? Bă, deci ideea în felul următor, calificările, dacă vreți să uitați, le-au fost la mine pe canal. Acu... Și în martie, aprilie, cred, ceva de genul. Și atunci echipa pentru calificare a fost făcută de IME și a fost așa, IME, Xelo, Launix, Blitz și cu Sound. Asta trebuia să fie echipa, ei trebuia să vină, ei au și cea mai mare chemistry pentru că s-au jucat împreună, s-au jucat împreună în echipe, adică aveau chemistry super bun cu toții. Au bătut azi Flawless, i-au bătut și pe Nexus de au cocoșat, i-au bătut și pe Allstars de au cocoșat, s-au calificat. După care, IME a ajuns în final la Major, a fost la un pas de MVP-ul, l-au luat Navi. Nu-l mai lasă Navi să joace, că Navi se joacă la Apple, care e concurs de 800.000, nu-l lasă pe IME să vină două săptămâni aici să se joace la concurs de 100.000, știi, că na. Și, cum îi zice, pe la fel, au luat Falcons și nu mai poate să joace și, prin urmare, na. Am primit acum mesaj chat, mai durează 5 minute, deci... Îmi pare rău, dar de asta nu poate să joace. Dai seama că toată lumea și-ar fi dorit să joace și ei, dar nu s-a putut. Dacă vreți să dați și voi un like mic, să faceți 1000 de like-uri. Am trecut cu Nexus, aștept să-l semnez zilele următoare. Da, mă, ne vedem până pe 4 septembrie, stau, v-am zis. Ne vedem 100% dacă veniți din ea și n-aveți să nu mă prindeți. Regalii nu au fost inclus. Asta a fost echipa care s-a făcut atunci. Bă, ideea e care tracă. Voi nici nu realizați niște chestii. Că în momentul în care s-a făcut echipa asta, asta cu niște luni, Regali nu juca atunci. El a avut o perioadă de câteva luni de zile în care pusese bench la Copenhagen Flames și el nu juca. Nu zic că juca rău, dar el nu juca atunci în momentul respectiv. Și na, era mai logic să faci echipa cu jucători activi decât să riști poate să-l iei pe Regali de pe bancă, care, mă rog, nu știu dacă era neapărat un risc, dar m-am explicat. Mă înțelegeți? Adică, na. Ucraina, de ce nu a venit? A venit Ucraina, dar n-a venit simplu că v-am explicat, e un concurs care are prețul de 100.000. În general, echipele de la Tier 1 acum se joacă la concursul de minim 250.000. Că na. Și mecul la unde ce nu sunt? Pentru că nu-i lasă organizațiile, v-am mai spus. Nu știu, Ștefane, de ce comentariul de la Șină vorbești, că nu... Știi că stă până la sfârșit. Mai începe meciul, am primit mesaj că durează 5 minute, cu 2-3 minute, deci ar trebui să înceapă lejer, să are pe jur. Ce scor a fost la România-Ungaria? Bă, nu vreau să vă zic scorul, uitați-vă că e meci frumos tare, nu vreau să vă zic scorul. Că, na, poate vrea lumea să se uite la meci. Nu? Eu zic că e mai fair așa să nu vă zic. Că a fost frumos meciul, chiar a fost super frumos meciul, eu zic că merită să vă uitați la el dacă vreți. Nu, nu vă zic, nu vă zic, nu vă zic, vă uitați voi la meci dacă vreți, nu, că a fost tare meciul, e păcat să vă zic. Nu, nu, uitați-vă la meci, că să vă placă. O să vă placă, ești nebun, uitați-vă la meci. Hai să faceți 1000 de like-uri, ce-a numai fiți gogușari. Let's go. Mamă, cât spam e pe cea, nu înțeleg nimic, ești nebun. Unde găsim meciul pe canal, abia l-am... Dacă aveai notificare, îl prindeai. Abia am chis live-ul ăla cu o oră jumate, dacă vreți, na. Faci live când începe cu 100 din Malta, da, te pup ciocolată. Meciurile de CSGO se țin tot la Palace, tot se ține acolo, tot. La Palace și la Polivalentă, pe acolo, în zona aia, tot se ține acolo. Mâine nu știu la ce oră merg la Palace, nu știu. Nu știu, nu știu, nu știu. S-ar putea să stau la hotel pentru că v-am mai spus, e foarte aglomerată. Adică e și traficul destul de mare din ce am văzut zilele astea. Și dacă am meciuri la fiecare 3 ore, decât să mă duc până acolo să mă întorc în continuu, prefer să stau aici și... Na, oricum mai sunt o grămadă de zile, mai stau 8 zile, adică oricum o să vin la Palace și o să stau mult acolo, dar... De-aia am vrut să am setup-ul de stream acolo, că na, terminam acolo de făcut stream, doar veneam, stăteam cu voi, făceam poze, stăteam de vorbă, dar aici trebuie să stau tot timpul, așteaptă 20 de minute după mașină, du-te acolo 20 de minute, stau 20 de minute, întoarce-te înapoi, iar așteaptă mașina, iar alea... Durează mult, îți dai seama. Ești un rob pe TikTok, ai dat spoiler la meci? Pana mea!
A zis că nu intrați să vă uitați la reluare. Ce vreți să vă fac niște mun? Dacă vă, m-ați întrebat cât e scorul, dacă vă zic cât e scorul, dau spoiler. Dacă nu vă zic, că de ce nu zici? Dacă nu, că de ce vreau să vă fac să vă uitați la meci? Dacă vă zic scorul, poate uitați-l la meci, că a fost frumos. Alex e de la Belgia, este român, dar are și cetățenie română. Dar nu l-am văzut, nu m-am văzut cu el până acum. Dar da, are și cetățenie română, da, așa e. 10 dolari înseamnă 2000 de diamante. Păi te-am dat pe comandă la Mechi, știi, 10 dolari, că e și taxa de aia 9 lei. Vezi? Am făcut un live pe TikTok, mi-am scos mâncarea, frate, nu mai să feriți. Mâine mai am meniu. He, he. Pe 30-30 nu e pauză? Nu știu. Uite, s-a băgat timer acum, 3 minute, începem 3 minute aici. De unde ai meciule? Primesc de la producție, link. Separat, dedicat. Modul like, follow David Beckham. Așa părea, nu știu dacă e oficial, am avut caz să vorbesc cu Modo. Eu am vorbit cu Modo și mi-a zis alte chestii. Dar o să vedem când se anunță oficial, ar fi tare oricum. Ia sau București, bă, dați seama, născut, crescut în București, îmi place mai mult acolo, dar și foarte frumos și la aia, că jumate moldovean. De ce rămânești mâncarea moldovenească? Că la ora asta, în afară de Mama Mia și McFC și Friday, n-am văzut ce să mănânc. N-am văzut. Este român și a luat cetățenie în Belgia, ok. Da, am înțeles. Ne bagi mai de la lucră în aer, degeaba ne mai uităm, 16-16 maxim luăm. Ce ai, mă, ești de bol la cap? Păi era mai bună echipa ungară, eu zic că îi batem pe nemți. Eu zic că îi batem pe nemți, dacă i-am bătut pe unguri așa, în condițiile în care am pierdut pistoale și niște runde așa, eu zic că putem să-i batem pe nemți. Fără mișto. Mie mi se pare mai bună echipa ungarei. E bine că i-au bătut și pe 14, super important, sper să fie. Bă, am vrut să dau comandă la Mama Mia. Dar până mi-am dat eu seama că nu mai apuc să plec să mănânc, am vrut să plec la restaurant să mănânc, să mă întorc înapoi. Că aveam o oră jumate pauză între meciul cu Ungaria și ăsta. Și până m-am hotărât eu să plec, mai aveam o oră. Și când am intrat pe aplicație acolo și am văzut că durează între 30-50 de minute și nu știe dacă sunam la cât de aglomerat e sâmbătă, că dura să așa, am zis că decât să aștept, că am stat la restaurant ieri și a durat 40 de minute până a venit mâncarea. Zic, până a livrat până alea, zic, chiar ajungeam de mâncam pe live, întârziam sau dădeam drumul alea și mâncam și a zis, mai bine comandăm de vine repede. Da, și eu zic, Germania e Big Academy, care Big Academy sunt noi Big Academy, că foștii Big Academy s-au zis la echipa mare Big, deci chill, că nu sunt așa periculoși nemții. Nu ajunge, puteți să dai comandă când pleci? Păi da, dar nu știam ce meniu avea, unde trebuia să merg, că nu mergea la Mama Mia. Ei nu au mers la Mama Mia și nu știam ce meniu era, cum da, alea, și am zis că mai bine lasă, stau în cameră și comand. Se țin băieții de program în sfârșit sau seamănă iar după ce stăm câteva ore? Nu, acum nu mai e problemă. Problema a fost că meciurile de pe scenă, na, că i-au vrut să joace pe scenă, să uită toată lumea, dar până la urmă au dat meciurile pe scenă, dar au jucat ei din backstage. Ia să ne exatăna timerul, sper să înceapă. Îți recomand Oscar Nia și am mai auzit, da. Bage Dania, eu sper, mi-a plăcut la Dania, dar trebuie să mergem într-o zi de asta în curs săptămânii, că nu e aglomerat, că ultima oară când am fost toată când ploua și am stat la coadă la Dania acolo sau au mai mărit locația? Era mare rău locație și nebun, te pomni zic că. I-au dreptate cu codul, da mă, v-am zis merge codul, dar trebuie să intrați pe linkul din descriere și să adăugați codul direct. Direct, gen, la modul, dacă nu adăugați codul direct, nu merge. Și vă dă prețul direct redus de la 3 milioane la 200 și ceva de lei. Bă, îți dai seama că dacă l-a aruncat Big pe Sirson, știa eu ceva sau nu? Că a avut și expresie lângă București, am auzit, mi-a zis și mea pe TikTok când am făcut live, dar nu... N-am văzut. Ce YouTuber mai sunt în Iași? Bă, deci așa, toată eu cu Alexandra, TDR-ul cu Antonia, Pop, ăștia am venit cu avionul, Ice Island, pe care ieri au ajuns Imogen, Teozeciu și Cheta a venit tot alaltări cu noi. Ieri au ajuns Imogen, Teozeciu cu Andreas, cu Palaș, a fost Bacov, mă rog, Bacov era un plin la YouTuber. A ajuns și, cum îi zice, cred că Redi și a ajuns. Am văzut, e multă lume. Trebuie să vină și Hyman și... Și... Nu știu jumătate mi-apare aici. Hai băieții! Na. 4 explozii la stație GPL în București, 46 de răniți, un mort. Ma.
Mâncați și gurata. Drăcea l-am văzut, Drăcea. Da, Werti care a comentat, da. Drăcea, da, Drăcea nu cred că mai e, adică nu n-am văzut. The Sami Wen, face și el, da, cred că la sfârșitul săptămânii. Stresul vine, nu știu. Nu știu, poate au venit la sfârșitul săptămânii, de la concerte, la habar n-am. Bă, apar 50 de secunde aici, sper să înceapă meciul, nu știu. Ai văzut că a venit comentatorul de la Mincer? Bă, la noi e comentator, e prezentator, e diferență. Comentatorul e persoana care vorbește în joc. Banks e chest, e host. El, cum ar veni, ține pe băieți acolo. Na. Meciul ăsta nu se poate vedea live? Nu, ia să vedem. 29 de secunde. Te pup, Adrian, mersi de membru. Vă pup, să rămână. Deci nu apar donațiile. Nu mai donați pe linkul ăla că nu am pus donațiile. Bă, ba da, mă, să se vadă donațiile acum. Eu am crezut, deci fii atent. Eu am crezut așa, dar ideea e că și am obosit și eu am fost obosit și mama, e că am scos donațiile de aici, spre zero de tot. Ai, rip. Să zicem dacă merge să le bag înapoi. Nu merge. Bineînțeles. Hai, mă, că bag donațiile până începe ăsta. Să se și vadă pe live. Eu am scos donațiile că mi-a zis Sam că o să ia vocea de la noi, s-o să ia sunetul și o să-l pun acolo în arenă, știi? Și ai spana dacă face asta, zic să scot donațiile, că poate donează ceva cu vreo înjurătură, na, se supără lumea pe acolo. Nu s-a întâmplat asta, adică nu ne-am mai dat pe noi, nu, mă rog. Și am scos donațiile că n-am crezut că se iau de acolo și m-am abținut să nu zicem nimic, să nu alea, să fim și noi, de seama, corecți, politici, politică e corect. Dar le bag acum, stați că bag acum alertele. Na. A, uite, au fost și donații acum, stai că le citesc, 2 secunde. Mamă, dar e timerul ăsta, never ending timer, ești de mult cum îmi place numai mie. Gata, acum o să se audă toate. Am băgat... Sorry. Ar trebui să se vadă, să se audă acum. Stai să citesc ce a fost în spate ca să mulțumesc, deci... A zis un băiat, da, donația asta vrei să așa, dacă vrei tu neapărat, mersi frumos. Și-a mai donat ce s-a întâmplat colectiv de acum o oră, 33 de victime explozie în București, 46, cică și un, bă, ferească Dumnezeu, ești nebun. Cred că a fost mai grav totuși colectivul, dacă aici a murit un singur om, bine. Și omul a zis seama că pentru foarte multe persoane probabil era important, dar... Gata, acum o să se audă și... Uite, vă bag și pe scena asta. Să bag și aici donațiile. Gata, se aud toate acum, se văd. Și cred că și era de la Super Chat. Știți cum e? Timerul e țeapa clasică aici de mod, de la producție. Timerul ăsta, never ending. O să mă uit la explozit, dar după, mă. E cu lui meciul ăsta. Se poate vedea de la Palace de acolo, da. Se poate vedea. Majoritatea dintre sunt pompieri care veniți să stingă incendiul după... A, gen, au venit pompieri, au încercat să stingă și după care... Doamne, ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu, jur! Mamă! Ferească Dumnezeu, ești nebun! Poți merge și la diferit, e super pe un burger, nu o să așa fier pe burger, mă, sincer. Bine, eu care am mâncat crispy burger și acum, dar nu, neapărat. Când ai pus cena cu ei să fost, s-a văzut emblema rapid, jos sunt parteneri, am văzut, probabil, nu știu, bă, nu cunosc toți partenerii, sunt mulți parteneri aici. Nu sunt neapărat sponsor, mulți și sunt parteneri, rapidul, nu știu, că nu cred că a dat rapidul bani aici, cred că a ajutat cu ceva, nu știu, ori au dat echipamente, ori... Chiar nu știu exact de ce a apărut emblema rapidului acolo, dar ceva au făcut pentru evenimentul ăsta de apar acolo, nu știu, chiar o cunosc. A plecat Teo de la aici, nu? Ca să la organizarea, bă, în prima zi mereu se întâmplă așa. Eu v-am zis, e clar o vină la mai multe persoane că au fost delay-urile și problemele care au fost, dar în același timp sunt și 114 țări diferite și nu e ușor de acomodat toată lumea. Adică, overall, dacă ar fi mers... Dacă era gata scena, care aici nu știu cine și așa, eu zic că lucrurile mergeau ok. Mai departe acum, na. Transferau gaz dintr-o cisternă în alta fără autorizație și un debil fumat, nu pot să cred. Bă, oricum, mi se pare incredibil, ești nebun că...
Mi se pare incredibil că a început lumea, bă, a nebunit lumea, jur, și cu la Vama Veche, și după și cu oamenii aia de SNK pe acolo, pe la Costinești. Bă, frate, te duci odată pe an în vacanță, înțeleg? Și eu m-am dus pe atâția ani odată pe an în vacanță. Și au fost ani în care nu m-am dus, poate, și m-am dus odată la 2 ani în vacanță la mare, da? Bă, frate, dacă era steag roșu, bă, mi-era frică de mă căcam pe mine, ești de bun să intru în apa aia. Bă, intrau ăștia în apă, domne, că noi mergem la mare, trebuie să ducem. Bă, dar muriți, bă, mâncava și gura voastră și mai intrați niciodată în mare după. Doamne, ferească Dumnezeu. Nu știu de ce nu face ei să fie live, nu știu, habar n-am. Eu v-am promis că ne uităm la meciuri, ne uităm la meciuri. Indiferent de oră, indiferent de, na. Melodia de la început de live, nu știu, e pe ni playlist-ul meu. E de pe Epidemic Sound. Eu nu înțeleg un pe oameni, te jur. Deci s-au pus la somn, nu mă, nu e vorba de jucători, nu știu. Jucătorii probabil au niște chestii că... Bă, gândiți-vă că înainte a fost meci 16-0, gen, producția e pregătită cu meciul ăsta. Dar e vorba de jucători că de obicei când se mai așează la PC-uri nu le merge ceva, nu le asta, na, n-ai ce să faci. Până la se reglează, sunt bune, ăștia sunt... Sunt așa și așa, adică nu-s răi, dar e best of 1, poate să facă surpriza, nu știu. Este echilibrat și că-s Big Academy, plăla, nu-s fraier, dar na. Nasol că au făcut doar cu eFootball și Tekken 7. Cum adică, mă, că au și Counter, Dota, Mobile Legends. Na. Te publil, Colsino, mersi frumos de ce gifteță română. Nu ai fi referat să vezi meciul live de la Palace decât dacă tot ești în Iași? Băi, eu v-am promis că facem stream. Da. Și sunt 100% convins că la Palace acolo sunt probabil, nu știu, 300, 400, 500 de oameni acum. La meciul României au fost 4000 de oameni care s-au uitat. Sunt mulți care nu sunt și ar vrea să vadă meciurile și probabil, na, își doresc să vadă meciurile. Eu mi-aș fi dorit să le împac pe amândouă în ideea în care mi s-a promis că o să am setup de stream, boot, da, boot de stream, o zonă unde să pot să fac stream, de acolo, de lângă scenă. Așa mi s-a promis. Și eu și pe asta m-am bazat. Dar după dacă mi s-a zis că este pe cont propriu astăzi și că fiecare face stream de unde poate, pana mea, nici nu se vorbise să se dea meciurile pe scenă acolo, să astea, adică mă gândesc, bă, mă duc acasă, să n-am făcut o promisie față de oameni. Și na, nu, am camera la hotel, suntem aici. Deci, na, n-avem ce să facem. Bun, și de mâine ai, nu știu. Bă, dacă ei îmi pun la dispoziție un calculator acolo, pe nu mă interesează că e cald, neapărat. Adică pe nu mă interesează că e cald. Bine, sincer, pentru grupe acum nu cred că are sens. Adică dacă bat azi România și fac 2-0, mâine oricum o să mai bată 100% un meci, se califică din grupe. Dar din play-off... Din play-off ar fi bine să-mi... Bă, o unitate am nevoie și de un monitor, oricât de penal ar fi. Că nu vreau să mă joc pe calculator. O unitate și un monitor, că iau frumos aici, că am... Am mixer acum, pot să-l iau, îl împachetez, îl duc acolo. Am camera asta, o iau, împachetez, am brațul cu microfonul, bam, 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 tot. Adică am absolut toate... Doar am nevoie de un cablu de net și de un calculator și un monitor. Dacă mi le pun pe astea la dispoziție... Mă rog, și îmi trebuie și tastatura acolo, că aici am tastatura de la laptop. Că m-au și alea, că eu lutez eu, dar... Trebuie să vedem dacă o să fie gata mâine, dacă... Da, eu aș vrea măcar pentru play-off, că eu vreau să fiu acolo cu voi, îți dai seama, să vedem meciul, dar dacă v-am promis că facem live, facem live, nu? Nu știu, habar n-am. E full apă la 100.000 de persoane, bă, chiar mă bucur că e multă lume care vine să uite la meciul. Nu știu, sper că a fost frumoasă atmosfera la meci. Autică producția, păi producția e ce vedeți voi pe ecran, mă, la meciuri. Ce vedeți acolo nu are legătură cu producția, acolo e organizarea. E altceva. Aici, înțelegi? E altceva, ce vedeți voi acolo și așa. Gen, producția, gen, ce vedeți voi pe ecran, cum ar veni, live-ul, știi? Asta ține de producție, gen, ce ține de Nexus. Mai departe ține de organizare, dar sunt mai multe echipe, asta e... Unii vorbesc în engleză, unii vorbesc în română. E show, îți dai seama. Show. La cât începe meciul? Bă, trebuia la 12:30. Așteptăm încă. Stăm cu toți aici. Stăm cu toți aici. Trebuie organizat mai din timp, nu? Păi sunt de 2 săptămâni la Iași, mă, toți. Dar dacă nu vin lucrurile la timp și întârzie lucrurile, n-ai cum să fii gata la timp. Că sunt de 2 săptămâni majoritatea. Gen, cei care au venit ultimii, mă refer din... producție slash organizația din organizare și au venit acum 1 săptămână, gen, costă înainte să înceapă, gen, care au ajuns ultimii și, na,
Și na, noi care am venit cu o zi înainte, suntem gen, na, care am venit influencerii, youtuberi și aia, care n-avea ce să facem noi cu o săptămână înainte aici. Nu stau la unirea, nu stau la hotel. Deci are stream-ul lui Gaules 250.000 de oameni. Ia, vă zic acum, poate se joacă ceva un meci din Brazilia aia. Bă, are 23.400. Băiatul meu, n-ai citit tu bine. E un punct acolo, dar n-ai văzut tu bine. Mă, și mi-era meci de bun, că nu joacă furia aia prea curând. Joacă Fluxa versus Pain, două echipe din Brazilia, dar... N-ai văzut tu bine, doar 23.400. E full și pe la hotel, nu găsești nimic în Iași. Da, păi am înțeles că au rezolvat cu evenimentul cam toate hotelurile din Iași. Cred că Airbnb-uri sau ceea ce mai vrea să vină. Să înțeleg că dacă nu erai tu, mulți nu vedeau meciul în România, la cum transmite și la SF. Probabil eu de-aia am vrut să... Bă, în general la grupe nu prea se transmit meciurile. Știți că și atunci și acum vreo 2 ani de zile când am fost un scandal cu stresul sau ceva, eu v-am zis același lucru. Dacă cineva nu se implică, gen eu dacă nu eram aici acum, și stăteam de acasă, păi nu-mi răspundea nimeni nici de unii. Eu m-am dus efectiv, m-am dus azi de două ori la ANG, se uita prin mine aici, eu vorbeam cu el și a da, da. Întrebam pe cineva, faci timp, da, da, da. Mai întrebam peste ori, auziți, mă uit și eu la meci, am, da, da, da. Mă uitam, nimeni, gen, nu înțelegeam, nu m-am înțeles cu nimeni, gen. Doar am așteptat, am reușit să-mi procur eu, am zis că până la anul fac live pe camera de la laptop. Dacă nu făceam rost de cameră, că aveam microfonul sau cea. Eu astea le-am luat de la pană. Pana le avea întâmplător în mașină, gen, nu erau pentru mine. Astea erau gen efectiv, le avea pana la el, a zis, bă, în cazul în care gen filmez vreun podcast, ceva, a zis seama, n-au. Cine știe? Gen, ce m-a fost haos? Și dacă eram acasă, nu era nicio șansă. Sau primeam feed-ul să mă uit la meci cu 5 minute înainte de meci sau cu 10 minute înainte de meci. Mă rog, acum prima dată l-am primit cu 40 de minute și acum l-am primit tot așa înainte. Da, nu știu, dar vedem, na, prima zi nu pot să fie atât, adică și eu am nervi, dar păi îți dai seama, da, e prima zi, până la urmă. Vedem din a doua zi, cred că o să fie mai bine, că până la urmă se mișcă ușor și lucrurile. Mai multe știa portară, murim. Când începe, nu știm. Da, mă, ce a fost pană forță, ești de mă, cu asta, m-a salvat. Chiar se aude bine microfonul ăsta și e tare și mixerul, vreți să vă zic, cred că mi-l iau direct. Că aș putea să bag mai multe microfoanele alea și când mai vine lumea la noi, mai dăm un FIFA mai alea. E altceva să ai un microfon 2-3 în plus, știi? Pune că începe meciul cu Mongolia azi, păi da, da, bine, da, am putea să spunem că începe azi la 11:30, aveți dreptate. Ia, astăzi așa, 11:30. Bă, sincer, cred că mâine, la cum s-a jucat acum, cred că nici nu trebuie să mă grăbesc mâine cu stream-ul. Cred că pot să încep mâine direct de la 12, tot la asta nu începe la 11:30. Sau cine știe? Vrea să-l pui pe Banks la o poză, da. Bă, eu astăzi mi-am dat seama că dacă nu se reușesc să fac cumva, că eu aveam laptopul la mine, asta a fost avantajul, că aveam laptopul și am zis, dacă nu reușesc cumva să fac rost de o cameră, de un microfon, zic, nu cred că o să se dea meciurile nicăieri. Și când am făcut rost de asta de la pana, am zis, gata, e perfect, ești nebun, e perfect. Zici că ești păcit, de ce mă ți se pare că am nervi, că nu am nervi. Ți-l vând eu, uite ce pană că mi-l vinde, că îmi vinde asta. De ce mă frate mă, că nu-ți am nervi, doar vă zic aici, vă explic ce s-a întâmplat aici mă, că lumea crede că, na. Hai că să înțeleagă punctul meu de vedere, că sunt mulți care au impresia că, domne, de ce fac de la hotel și nu sunt de acolo. Eu credem, aș vrea să fiu acolo aici mă, dar nu se poate, dar dacă se face setup după ce iese România, după ce iese România din grupe, Doamne ajută, ne uităm de acolo. Bă, dar ce se întâmplă, mă, frate, mă? Da-i așa că... Acu 24 de minute, mai dura 10-15. Am făcut un update mic. Să vedem când începe meciul. Pare supărat că și nu sunt supărat, sunt obosit. Nu sunt supărat, că oricum o să prind multe meciuri. O să prind multe meciuri de acolo. Sunt doar obosit că eu m-am trezit la 9:30, ca meciul ăsta cu Germania trebuia să fie primul de pe scenă azi de la ora 1. Și m-am trezit la ora 1 și... Primul lucru pe care l-am aflat a fost că n-am setup de stream și m-am supărat un pic, am stat toată ziua pe stres, abia acum m-am relaxat un pic. Germania a mai cerut 10 minute, acum 7 minute, deci sunt, deci, da, vedeți, uite, acum stăm după nemții, ca idee. Na,
Germania mai cerut 10 minute acum 7 minute. Așa am primit mesaj. Deci, teoretic, ar trebui să înceapă în 2 minute meciul. Nu ai vrut să joci tu la națională? Bă, am jucat în 2 ani la rând. Concursul ăsta e să fost ținut în Taiwan și în Coreea de Sud. Și în Coreea de Sud am locul 2 și în Taiwan am locul 3. Puteți să vă uitați, puteți să căutați pe HLTV să vedeți. Îmi pare rău de la din Coreea, că acolo trebuia să câștigăm. La ESFO din Coreea, dacă vă uitați la meciul din final, o să vedeți că am avut cele mai bune stațuri. Și mi se părea de slab rușii atunci, atât de slabi și cumva n-am putut să câștigăm. Mamă, deci îmi pare atât de rău de meciul ăla, doamne. S-au părut morți, efectiv morți pe toate hărțile. Trebuia să-i batem 2-0 și pe ultima trebuia să-i batem și cumva am pierdut. Mi-a părut rău de tot. Da, asta este. Fairy Villa, scaunul tot de game. Bă, e bun scaunul ăsta, are spătar, așa merge, nu e așa rău. Îmi intră fundul în el, cam amorțește până la sfârșitul meciului, dar n-are nimic, e bine. E bine, bă, repet, e bine că putem, frate, să facem stream, puteam să n-am setup-ul ăsta aici, nebun. Dacă n-avea pana astea în mașină, dacă nu-mi dădea o cameră de asta de jucător, de o aveau ei în plus extra, eram sale aici, nebun, că eu am întrebat, trebuie să-mi aduc ceva la Cluj, auzi la ea și azi nu. E bine. Și n-am venit cu nimic la mine, că puteam să-mi iau o cameră, dummy, toate alea, microfon. Eu am un microfon la mine și l-am promutat lui Tedereu, că m-a rugat omul să-i aduc microfonul, că eu a zis că n-am nevoie de nimic și i-am adus microfonul și l-am dat lui. Da, asta este. Dar nu stau la Unirea, bă, v-am mai zis că nu stau la Unirea. Nu știu ce aveți impresia că... Bine, sincer, am stat la trei hoteluri diferite, patru, toate mi se pare că sunt exact pe stilul ăsta. Modernizate, dar tot pe mobilier de ăsta vechi, așa, cu lemn masiv, cu de-astea. 100% și anul ăsta cel puțin top 5, Doamne ajută să se prindă top 5. Ar fi tare, Doamne ajută, dar să vedem. Locul 1 e 50.000, ce rămân la federație, vine 5 ca la jucător, hai că venea simple dacă e. Nu rămâne nimic la federație, mon. Nu ți oprește federația nimic. Noi am luat locul 2 în Coreea și în locul 3 în Taiwan și am primit full banii, gen. I-am primit direct pe ei banul nostru. Nu ți oprește nimic federația. Dacă nu era un turneu important în tier 1, erau șanse ca simple joace pentru Ucraina, doar dacă pica în player break, doar atât, dar nu, altfel e greu. Nu te lasă echipa, frate, nu te lasă echipa. Era greu. Bă, sincer, eu nu sunt dezamăgit de... Dacă mâine păcălesc un ring light să mi-l pun aici să mai bat un pic lumina pe față, mamă, ce e numărul 1 setup-ul pe care l-am? Am microfonul de acasă... Bă, camera e ok. N-am treabă, chiar e ok. N-am treabă, e tare rău de tot. Cred că Suedia ia turneul ăsta. Da, și Suedia e periculos rău de tot. Da, nu știu ce să zic. Dar zic că și România are șanse mari. Câți bani ai făcut din cele două ESF-uri? La unul am luat $800, parcă. Erau premii mici atunci, nu erau 100.000. Erau premii de 10.000 atunci. La unul am luat $800, adică, nu știu. Sau 20.000 avea. Sau cât am luat, mă, nu. Nu mai știu. Cred că am luat 2000 la amândouă, mă, chat. Dacă vă uitați pe HLTV să vă uitați, să mai știu. Nu, la ultima am luat $800 când am luat locul 3. Și la unul parcă am luat 1000 și un pic, nu mai știu. Nu doare spatele de la scaun? Nu, că stau puțin pe el. Adică stau doar pe stream, mă întind în pat. Oricum are burete mult, adică nu e... Na, ăsta e un birou la care stau aici, adică... Na. Nu mai știu, chiar nu mai știu, chat. Erau alte primii atunci. Price pool de 20.000, nu mai știu, chiar nu mai știu. Au trecut alea 10 minute, da, logic, au trecut toate, ce vrei, zici că... Mici de bun, crezi că mie îmi place, dar n-am ce să fac, asta este. 4.000 la locul 3 a luat echipa, da, de la a luat $800, că 4.000 l-am împărțit la 5, înseamnă $800. Da, mă, Andu, ne-auzim pe tine pe mâine dimineața, da, mamă, dar trebuie să-mi bag eu căști, să-mi bag eu microfonul la căștile astea, da, hai că le facem cumva, că îmi placă de sunet, bag microfonul și ne auzim. Nu mai știu. La 800 de euro și la celălalt cred că am luat mai mult parcă. La că l-am luat locul 2. Nu, chiar mai știu. Deci te-ai oprit din a la campionate că nu se făceau concurs în România, bă, și nu mai puteam să mă întrețin. S-a făcut un singur concurs în ultimul an în care m-am lăsat în 2018 și am câștigat 2 milioane și niște periferice și ne-am jucat 3 zile și nu mergea, de sau nu puteai să trăiești. Aveam 24 de ani, trebuia să fac ceva cu viața mea. Dar aparent e-sportul m-a ținut aici. Da, na. Make it work. Place la ea și forță.
1070 era, da, zic, aproape 2000 au fost în anii a doi, dar a fost cam cele mai mari premii pe care l-am luat vreodată. Cam cele mai mari premii, că cam alea erau premiile atunci. Dar, sincer, ce... bă, frate, cumva acolo e și diferență. Bine, gândiți-vă că acolo, bă, frate, în Coreea și când am fost, v-am mai povestit, am ajuns. Frumos. Ce se întâmplă, mă? Ah, auzi că am putea ajuta să măresc un pic gain-ul la cameră. Hai că încerc o chestie acum imediat să vedem, poate să vedem mai bine. Stai să termin. Deci am ajuns la Corea, am ajuns în Corea de Suceat. Am aterizat în... Mamă, nu știu, stat de obosit încât venea să zic că am aterizat în Sydney, ești nebun. Mamă, scapă capitala Coreea, atât de obosit sunt, jur. În Seul, așa, doamne. Și am făcut... În 6 ore am mers cu trenul și am traversat toată Coreea cu 300 la oră și aveam net. Aveam net, mâncați-și. Aveam net. În Busan am jucat, dar... În Busan, Busanul e jos, cum ar veni, știi? Noi am aterizat în nord și Busanul e jos. 6 ore am făcut cu trenul, am traversat tot orașul, toată țara, pardon, și aveam net în tren la viteze. Deci dacă vedeți ce era acolo, net peste tot, peste alea și tot așa, tot probleme mari, delay-uri în prima zi, delay-uri de 5, 6, 7 ore, adică credeți-mă că în prima zi, la orice e să fădă ăsta, mereu au fost probleme, gen, că n-ai ce să faci, prima zi până se acomodează toată lumea e greu. Ce ai? E greu rău de tot. Începe, nu știu că au zis nemții că mai aveau nevoie de 10 minute, sper să înceapă. Ce te ține să intri în scena pro? Bă, vârsta, am făcut 29 de ani. Nu-mi prea merită. Adică când e o pauză foarte mare, e greu. E greu să te întorci, știi? Na. Ce artă se joacă, se știe? Nu știu. Vedem când se schimbă direct acolo. Vedem. Bă, știi care treaba în general? Problema care e, că asta nu înțelege lumea, la concursurile astea sunt problemele pentru că lumea nu, adică, nu, tu nu ai nimic setat aici, trebuie să vii cu toate pisiurile, să le monte, să le alea, să le alea, ia, atenție, atenție! Atenție, asta vreau să aud. Bă, ce-am făcut, mă? Și băi. Două secunde să fac o setare la cameră. Dar de fapt, lasă că o fac după, ești nebun. Se vede bine? Bă, dar nu se mai aude sunetul, mă. A, ba da. Nu. Mamă, joacă fave în ăsta. E bun rău faven ăsta. Hai mă, runda trecută s-a pierdut 5 la 3 în situația asta. Hai să vedem aici fight-urile astea care se iau corecte. Hai să rupe. Bun, bravo B. Double pick. Bravo, bă. Și băi. Și băi. Hai băieți, hai noștri. Iar Ancient, pana mea, am văzut că Ancient se joacă foarte mult în best of fun-uri. De ce se joacă doar harta asta? Așa s-a banat, mă, frate, mă. Ăștia nu-s Big Academy? Ba da, sunt noi Big Academy, cum ar veni. Noua echipă Big Academy, sau o parte din ei, 3-4, da. Bine, rău de tot, ești nebun. Mă, se fac ăștia banană. Bă, atenție că guții ține de aici de singurul cu bomba. Mamă, vezi că e groasă runda asta. E groasă runda asta. Mamă, s-a dat ceva damage la full sper.
De pe 1 până pe 3 trebuie să ai bilet să vezi meciurile. Nu, frate, meciurile se văd gratuit mereu. De pe 1 pe 3 trebuie să ai bilet pentru concerte. La meciul tău e gratis tot concursul. Concursul e gratis pentru toată lumea. Mamă, double need. Sunt doi în donat, e bine dacă intră B mai repejor acum. Ia uite, Blitz low. Ce bine ai zrag aici. Ce bine ai ajuns zrag aici. Îl știu. Bun, 3 la 2, bun. Mamă, e grasă runda asta, să nu moare stau unul prin spam. Mamă, gap. Îl țin mă ăsta. Bun. Haide. Mamă, colisam, bă. Bravo, bă, Blitz, nu se așteaptă la sound aici, nu se așteaptă la sound niciodată. Bravo, bă, băieți, 3-0, bă, ești tine și aici, da. E deja 2-0, da, 3-0. Bine rău de tot. Să dau puțin mai tare sonorul la clean feed. Mai tare, mă, un pic. Păi, da, trecut a zis că e gen... Ne, mă, e ok, las că dacă nu s-a plăcut zâmea, nu mai dau mai tare, lasă, așa e bine. Bine rău de tot ce ai. Fix așa au început și Ungaria. Da, noi nu suntem Ungaria, frate. Noi suntem România. Mai zic că suntem bine, suntem bine ca echipă, ce ai? Nu ne bată ăștia, mă rog. E periculos meci oricum. E bine, mă, e bine, lasă așa, e bine. Băi, programul de mâine, deci, stați așa un pic. Stați așa că am uitat să pun scena. Deci mâine chat de la ora... Nu. Deci mâine, adică mă rog azi. Deci de acum în 10 ore și jumătate se joacă acest meci, da? V-am pus text pe ecran. Bine? Ați înțeles? Nu. Nu. Salut, cum se a ales echipa asta? Salut, stai că ți explic imediat. Oh, oh, oh. Bă, nu. Oh, ce timing. Nu, mamă, ce timing. Bravo, voice sound, bă. Hai că a luat utilită sound acum, mai dă-l ăsta smog, gata, 3-4-0, mamă, ha? 25 de secunde, timp e destul. A luat AVP-ul ăsta, mamă. Bun, deci acum că s-a terminat această rundă și că salvează acest băiat, deci echipa s-a făcut în felul următor. La calificări, Mihai și-a făcut o echipă, Ime. Da, și-a făcut o echipă cu Launings, cu Blitz, cu Selo și cu Sound. La momentul respectiv, Volt avea stack-ul UK. Gen, nu se știa că e român, da, că toată lumea întreabă de Volt. Regalii era bench la Copenhagen Flames. Deci, prin urmare, la momentul respectiv, era super teamul României, să zic așa, da? Asta, adică, na, Lau și cu Xelon care erau la Sprout, Blitz cu Sound care erau la Letas Cook. Ime juca la Gamer League, na, între timp a ajuns la nave. Am uitat toată lumea acolo, e gemul frumos rău de tot. Bine, nu-s chiar o mie, exagerat un pic băiatul ăla, dar tot e multă lume, îmi place, nice. Iar între timp, Ime n-a putut să vină pentru că nu lasă navi. Pe la unul lasă Falcon și a venit prima dată BTN, după care, având în vedere că între timp Xelo și Sound, mă rog, Xelo i-a anunțat full la Nexus, Sound încă n-am văzut să fie anunțat la Nexus, dar, na, teoretic e la Nexus. Dacă a venit B, era clar că era cel mai ok să facă un cor cât mai mare de jucători, știi, care au chemistry. Da, mă, știu că sunt și pe arba mulți, știu. Bine, ai zbătut la căsă 1000, nu știu dacă sunt chiar 1000 de oameni, dar sunt clar foarte mulți oameni și sper să fie
și mai mulți, și mai mulți. Sper să se ajungă până în play-off săptămâna următoare, că săptămâna următoare fiind și concertul, să vină și mai multă lume. Chiar sper din tot sufletul, și să... Era mai mulți la primul meci. Da, mă, dar era și mai devreme, asta e totuși la ora 1 seara, adică, na. Haide un 4-0, băi. Oricum cred că în fața acolo are de toată băiatul ăsta. Cred că în fața acolo nu e așa combinație. Cred că de pe iarbă din spate se vede mai bine, că vezi mai de la distanță, nu? Păi da, e pus sound la nexus pe clătă, bă, dar mă refer că nu, nu l-a anunțat oficial organizația, nu știu dacă a semnat cu ei sau ceva, habar n-am. Oh, mai stare. Bun, l-au secat pe Faven ăsta. Și, pa, și lua Roy-ul dat de merge, e bine. E un început bun. Mamă, split în A, a? Dar s-au prins și ăștia, fii atent. Bravo, bă, Raga, bă. Mamă. Ce facem, bă, ăsta, mă? Bravo, bă, Raga, bă. Oh, oh. Bun. Un la unu. Nu pot să cred. Mamă, ce rundă proastă. Bă, nu cred așa ceva, mă, ce strip bun i-a făcut ăsta, bă, incredibil. Trebuia să dea, cine s-a bătut înainte să rămână Axel 1 la 1. Acolo era singura șansă, gen, i-au dat duelul 1 la 1 și l-a tras ăsta. Cine s-a bătut, nu știu, nu știu dacă sound era. Trebuia să dea mai spre Donat cum ar veni, să se pună pe linie cu Xelul, știi? Să dubleze amândoi. Bine, putea să tragă și Xelul, putea să tragă și Sound. Dacă ai idee, gen, cel mai safe, când au rămas 2 la 1 și ăsta era și tu la cutie, Sound trebuia să dea mereu în dreapta, să ajungă pe aceeași linie cu Xelul, pentru că dacă ăla făcea pic, îi vedea pe amândoi în față și era greu să le tragă la amândoi. Gen, 100%, înțelegi? Așa, dacă s-au bătut cumva din unghiuri diferite, ăsta a putut să-și izoleze la cutie aia duelurile și să se bată 1 la 1 cu ei. Ceea ce na. Mamă, vezi că setup-ul ăsta e periculos rău de tot. Mamă. Nu e rău, nu e rău, nu e rău. Nu e rău, dar nici bine, nici de bună. Deci s-a întors Selos înapoi, înapoi la Sprat, din câte am înțeles n-a avut oferte de la echipe mai bune decât Nexus. Nexus fiind top 60 la momentul respectiv, na. Ne, e mai bine să joci pe top 60 decât să te duci la echipă necunoscută. Sau poate na, cine știe. Trebuia să fie antrenor? Nu, mă, nu, e ok. E ok. Descurc că băieții n-au nevoie de ajutor. Știu ce să fac mai bine decât mine. Deci tu niște sunet la joc? Păi nu vezi să se aud păsărele? Nu vezi? Deci a luat picior să se luat de la Sprout? Bă, eu din câte am înțeles. Acum, nu știu. Asta e singura... Te pup, Vali. Asta e singurul side of story pe care l-am auzit. Poate nu este adevărul. Că toată lumea știe că a jucat prost la început. Doar că în ultimele două luni avea 1-10 rating, ceea ce nu e rău pentru un sniper, mai ales că echipa nu mergea bine. Dar nu era rău, era clar că și revenea oarecum, dar am înțeles că l-au luat foarte ieftin pe Wonderful ăla. Și Wonderful e super jucător și stai seama că n-aveai cum să refuzi dacă l-au luat bine. Am zis că l-au luat la o sumă de asta foarte, dar poate sunt mai multe versiuni, nu știu. Axelul chiar a jucat rău la început la Sprout, chiar a jucat foarte rău. După ce și-a luat rolul, mă rog, a mai renunțat la câteva chestii, zic că a fost un progres spre final, dar știi cum e, n-a mai mers proiectul. Să sperăm că mai furăm măcar rundă la Tero. Ce aveți, mă, cu aia cu... Bă, se vede ceva pe ecran, nu? Și nu e de la mine. Lasă că e bine și așa. Mamă, uite setup de 3 ani. Dacă nu pleca la unul la kick, bă, din cât am înțeles, de vreo 2-3 luni se știa că o să plece și la o și șter.
Deci proiectul era oricum sal. Probabil dacă nu lua un sniper, dacă nu lua pe Wonderful, care totuși venea de la Spirit și cu stats-uri foarte bune și așa, așa lejer, poate mai rămânea, poate nu, cine știe, n-am de să știu. Da. Stai să trimit aici. Stai să trimit aici poză să vadă că se uitese. Se văd dunci. Bă, chat, scuze, nu e de la mine, doar mă uit la ce primesc. Nu e de la mine, nu e de la mine, nu e de la mine. E de la... YouTube. Vezi că e bună runda asta. E bună runda asta. Mă, au plecat direct ăștia de la B. Ah, ba nu. Ba da, s-au retras acum. Mamă, ăla s-a băgat în A. Ăștia o să rămână 2B că el a băgat în A. Au dat molo acolo să verifice cave-ul. Mai au două smoke-uri. E bun de execu aici în B. Smoke lung. Smoke short. Mamă, nu e bun. Uite-l pe ăsta vine în spate. Bomba pusă, 4 la 3. Foarte low, 2 de la ei. Și ăsta în spate care s-ar putea surprindă un pic, sincer. Mă, oh, mamă, așa trai și mă viața mea, Sky. Aveai și full viață. Ăștia salvează acum. 5 la 3. Haide, mă, că e bine. Bă, mă, cum mă tras la din spate, mort, ești de bun. Nu e de la mine, mă, ce aveți? Bă, nene. Ia să sun așa un pic. Nu e de la mine, mă. A dispărut, ești nebun. LOL. A dispărut efectiv, dintr-o dată. Dar nu era de la mine. Era un bug, a fost ceva un bug. Confirm că nu e de la tine. Da, a fost ceva de la ei, dar le-am dat poză și au rezolvat. Probabil era o scenă băgată peste. Nu, era mult de la mine, ce ai? Bă, frate bun, au zis că nu e de la mine. Ce m-au zis de gaming guy, ăsta e... D-ăsta am și acasă, aceeași culoare, doar că ăsta e super writer-ul silent. Doar că nu are capul ăla, că... L-a lăsat pe la polivalentă pe acolo. Și mi l-a dat mie că... Eu am luat un mouse ăsta nou sigilat, dar nu mergea. Nu era unde la mine, că se mai vedea și pe alte streamuri așa. Nu mai trolați, băi, frate, băi. Enervează-te și închide live-ul. Știi cum? Mă spăl pe dinți. Duci, deja mi-am făcut între meciuri, că oricum e frig rău de tot aici. Deja mi-am închirozat spatele și mă doare gâtul de la... Bă, deci poate ventilația asta aici în mine, am nebunit. Așa, bun. Direct somnic, mă, dulce, ce ai? Direct somnic, dulce. Nici o emoție. Direct somnic dulce. Haide, tată. 5-3. Da, mă, dacă era de la mine, se făcea și facecam, într-adevăr. Nu, e ok, las că e bine, s-a rezolvat. Bă, dar acum realizez, dacă sunt eu singur aici... Ia să-ți mă așa un pic. Hai, băieți. A, nu e bine, că dacă stau pe spate. Altceva, producție la un nivel superior, scuze. Scuze, producție la un nivel... Mă, dar erau 4 la 3 cât am făcut eu camera, ce s-a întâmplat? Nu e prea runda. Mamă, doia direct.
Cred că a făcut ăla, a făcut Xelo Rush pe main ca să-i facă, ca să-i facă timing lui BTL. S-a gândit că e unul Donat, dar nu e niciunul Donat. A zis, Tadara și Xelo acolo main ca să-i facă bait lui BTL. Dar nu e nimeni acolo. Mamă, dacă intră acum, dar este după cu tine, așa că îl verifică. Bă, dar poziția asta e mereu overlooked. Mâine câte meciuri joacă echipa națională a României? 3. 2 joacă sigur, dar cred că 3. Nu mă să uită niciodată aici. Se uita la un pic mai mult și bine s-a ascuns băiatul ăsta după cutia acum. Ah. Asta este. 5-4, las chipin oricum pentru Tero, Eco. 5-5, da, fac și da bani. De ce nu vezi să verifici cu tine? Pana mea, nu te aștepți acolo, e poziția destul de expusă, dar... E greu, mă, oficiat, e greu de tot ce aveți și nemții și te joacă bine, nu e chiar așa. Nu-ți fraia nici ei. Nu-ți fraia nici ei. Oh. Ok, trăgea sound aici la, la polar, era bine. Bătânaci, îți dorine lui Munteanu, mor. Îți merge pe prima TV sau? Bă, poate, poate să se dea finalele pe prima și mă gândesc că da, e sponsor, cine știe, n-am nicio idee. Poate nu e sponsor, poate doar partener și eu așteau cu echipament, nu știu, chiar nu... Nu cunosc fiecare sponsor ce face. Chiar nu, nu vreau să vorbesc ca ai vrea. Mamă, bătăr 1 cu 9, dar... Pana mea, hai să vedem, să vină colurile alea bune. Hai băiți. Faceți-ne bă, de fapt, dacă vreți să dați like, dați, nu vă să puceți, că e târziu la ora asta. N-are sens. N-are sens să vă zăpăcesc. Ce frumos ești în această seară, da, spectaculos, nu? Spectaculos, nu? Mare raș pe vă. Bun. Bun, 4 la 2. Save. Ei, de ce vii mă la rundă, mă, save-ul, mă, tată, mă? Save. Ca spind AVP-ul aici, dar ține asta. Nu te trai. Raga 10 cu 7. Guță 9, fraguri, blitz 7. Mamă, dar au pierdut multe arme aici, 4 la 2, au pierdut 2 arme. Erau important să rămână cu 4 arme în viață. Chiar n-au economie pe Tero și moare și... Ma... Face bus pe cutie, na. Ce bine s-a mișcat, hai pe ăsta, bă, incredibil, au murit toți, mă, wow. Au murit toți, mă. Avea și bunic un scaun ca altul, Dumnezeu să-l dinească acolo, l-am găsit. E, nu e cel mai confortabil scaun de gaming, dar e ok. Au murit toți, bă, e groasă, să știți, e groasă rău acum. Dacă pierd asta, e 96 pentru ea direct, nu o să mai avea bani deloc. Nu te știu. Uite, ești un smoke și, da, mă rog, au avut două smoke-uri, că au dat un insta. Dar fac bine, oricum, e, e bună asta. E bună asta, că au pus presiune pe mic și intră repede, na. Mamă, nu e nimeni în A, bă. Nu e nimeni în A. Au luat tot A-ul. Ia vezi, sunt direct în templu, bă, 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 ușor, ușor. Bravo, bă, ce schemă bună. Bravo, bă, știu și pe ăsta con, că l-a auzit ăla când a pus zoom. Excelent, bă, băieți, bravo, băi, puștilor. Bă, mai am ăștia că nu văd aici pe ăsta. 7400, 3800, 3500, 2050. Aaaa. Au bani. Bun. Nu știu ce am impresia că stă la pe bombă, dar nu stătea pe bombă, îl ținea pe sound, dar la spam prin smoke.
Bine, rău de tot. 75 talent. A rămas fără scaunul invitat de la nuntă că se ține și... Bă, frate, nu mai are de zis scaunul meu, mă, frate, că e de gaming. Bă, frate, am scaun de... Ia vezi, mă, iau bani și ăștia acum, mă, iar. Ultimul bai ăsta, în sfârșit. Hai, runda asta, 10-5, ar fi talent. Bă. Bun, 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 bun. Merge. I'll take it. Smoke în donut. Mamă, s-a apucat să-mi de spate, bă. Nu cred că se uită așa repede în spate. Mamă, ce repede a venit din spate, din B. Incredibil ce repede a venit din spate, din B. Mamă, dar se dă bine bea acum, oricum. Că a lăsat bea ăștia full. Mamă, dacă e omoară blitz aici unul și scapă. Aaaa, ce timing. Incredibil, ești nebun. Dar avea blitz bomba, mă, acum asta era bomba căzută de la început. Ah. Nu știu ce să zic, e risky aici. Bravo, guță, 1 la 1. Aaaa, e... Știa pe ăsta cum l-a auzit, dar... S-a gândit că a făcut fake steps. Mamă, dacă planta în spate acum direct să-l țină guță, că dăduseră molotoave bine, să fi plantat pe spate aici, pe stânga, că n-ajungea la Andona niciodată. Da, a făcut fake plant și... I-a tras ăla. Bă, 7-6, mamă, e groasă un pic, s-ar putea să câștige ăștia half-ul, bă, chat, cred că forțează ambele runde ai noștri, să știi, să știți, cred că se forțează ambele runde aici, că nu văd altceva. Nu văd altceva în situația asta, e full force, mai nu văd altceva, efectiv full force acum în punctul ăsta. Sau, mă rog, dacă fac o rundă de eco, ar avea 3 ca o rundă următoare. Da, 1-4. Raga și Galil, Bi și Galil. 1-9, pardon, le dau unul de următoare. Mă rog, o să cumpere 3 ca 2 Galil. Să zicem. Da, mă rog, merge, oricum merge. Merge cu ăsta, să-și treci cător cu AK, un Galil. Măcar tragi la ceva. Mamă, dacă mă rea asta aici. Nu mai contează economia, că oricum au ăștia bani și în ultima rândă. Mă rog, de fapt, dacă mureau doi oameni, poate n-aveau fold, dar mă rog. Ma. Asta este 8-7, nu e rău, 8-7 e ok. 8-7 e ok. Nu mai știu, cu Ungaria a fost fix așa sau a fost invers? Nu mai știu. Hai, Sound, ești o rundă 1 la 4.
Da, nu, e care timing, deci sunt piese asta în spate direct. Unul cu 13 BTN nu e neapărat foarte bine. Dar oricum, 7 runde e ok. 7 runde sunt ok. 7 runde sunt ok. Chapter unde este ok, hai să vedem acum pe counter chat. Pistoale e important rău de tot. Ar fi bine să luăm ambele runde de pistoale. Un 8, un 10-8 ar fi tank, hai. Ia să vedem, același setup are. S-au dat iar, a dat iar sound duale. A luat o pereche Xelo, nu, o pereche Blitz, o pereche, a nu, Xelo și Blitz. Și sound are, a nu, BTN a dat până la urmă pistoale. Ok, și a luat un flash, a dat două duale și a luat un flash BTN, full support. Hai băiți. Hai băieți. Schimba setup-ul, mă. Mamă, e singur aici Xelo. Nu e bine. Dar au venit ăștia bine, au luat info-na. Au venit colegii. Bravo, păguță! Bravo, păguță, bă! Ce le faci, guță? Polițist texan. Bravo, B. Da, mă, B, jocul de picioare, 3 cu 3. Bă, nu mai speriți la BTN, că poate ultimul e să fă al lui, ești nebun la cap. La câți copii a crescut pe, în țara asta, la câți jucători de counter a făcut bătână. Mai suferiți, ești nebun, că Ungaria și ca bine rău. Și coluri bune rău de tot. Omoară 5 lei, cu acum are 8 cu 3 și nu mai speră nimeni, ești nebun. Hai băiți. Hai băiți. De 15 ani e butelul ăla dat. Hai că bine, hai că bine. A fost un pic cobor aici, aguță. A pierdut o singură armă, nu? Mamă, era rag aici, știi cum? A, topo vi l-au omorât, incredibil. Haide, un nou, prima rundă de bai, full bai, let's go. Hai runda asta, că e important. Nu. Nu. A făcut un trade aici, dacă făcea să luăm un strike, îl vedea pe la în colț acolo. Cred că s-a gândit că e acolo. Poate face bine minune acum. Da, acum nu înțeleg, sincer, mi se pare bad call-ul lui... Nu știu dacă a fost al lui, ma, 1 viață 2 inși, 1 viață 2 inși. Nu vă duceți voi na? Nu vă duceți voi na? Nu vă duceți voi na? De ce nu vă duceți în a... Mamă, 1 viață dacă eu mă rabii acum 2 inși și lăsa praga 1 la 1. Sincer, acum trebuie să stea împreună, Bi și Raga, adică, pana mea, uite și tu ce bani au. Dacă intrau în site-ul lor, îi omorau, era bine. Dacă nu intrau în site-ul lor și nu îi omorau, salvau armele și dădeau și cumpărau doar următoare. Blitz are să-și ia, Xelo are să-și ia, Bi avea armă teoretic salvată, Raga armă salvată, își lua și sound acolo în famas și era mai bine așa. Mă rog, e bine că a salvat și Raga arma asta, sau că o să salveze, gen, e ok. Dar mergea gen gamble stack acum, știi, gen să vină Raga cu Bi și aia intrau, salva oricum. Că doar nu i-a omorat unul la 3 pe vreun site. Sincer, era greu de tot. Oricum am ghinion aici, adică putea să omoare pe amândoi. Au rămas să ia 1 și 2 viață. Dacă mai trăgea un glonț și topea 2 acolo, cred că și fugea. Mă rog. Cine avea să se dă pe afară QB? N-are mă legătură ce ai.
Nu jucător ai nemții. M-am zis, sunt Patrick pe foarte bun în grupa asta. România, Ungaria, Germania, Mongolia sunt bune rău de tot. Plus Vietnam, care, plus Argentina, care nici n-are echipă din ce am văzut, au avut derby parcă cu nemții. Și mai sunt unii care cred că au venit un pic în vacanță în grupă, dar e grea rău grupa. Și pe lângă asta mai sunt ucrainienii care au echipă bunicică, mai sunt suedezii care au echipă bunicică. Pana mea, dar ideea e că teoretic putem să-i batem pe toți, dar și putem să pierdem cu mulți 10. Na. Deci sunt curios că o să mă reziste bătul ăla pe chat, să mă întrebe de 30 minute dacă îmi fac păroc fixativ în 2023. Asta este la talentul a pierdut versus Uzbekistan, fără mișto. Hello, where are you watching the game? I can't find the stream anywhere. I have a clean feed, Rafael, from the production, since the tournament is being held in Romania. But if you donate, man, I mean, maybe 100, 200 euros, you know, I can maybe give you also the link. We can be best friends. I don't know. Do a lot of good projects together, but it's only, I mean, it's up to you, bro. It's up to you. Joking, I mean, just have to wait. From tomorrow, I think it's gonna be like official streams for every game. So, yeah. From tomorrow, everything should be fixed. We should also have official stream. Anyway, thanks for asking and, you know, donate every time when you feel like you should. Oh, oh, oh. Oh, 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 ce le faci, draga? Ce aproape sound, ce aproape sound. Timpul, bă. Măi, frate, măi, băieți, măi, nemții mei, aveați eco? Aveau eco, băi, frate, băi, frate. Deci vreau să întrebați, deci n-am fost atent, vorbeam cu băiatul la Malanco engleza și nu... Aveau și adversarii eco sau doar noi aveam eco? Că n-am înțeles, mă, frate, mă. Dacă vine cu donația de 200 euro, trebuie să dai link. Îl fac public, ești nebun, ce ai? Băi, frate, băi, dar aveau și eco, că n-am fost atent, mă, frate, mă. Aveau și eco sau doar noi aveam? Aaa, deci practic i-am bătut cu pistoale și aveau arme automate, nu? Păr. Băi, ce echipă super... O, atenție, e groasă, da. Mamă. Bă, dar ce se întâmplă, Doamne ferește? De ce omorăm doar câte unul și... Bă, nu pot să cred în viață. N-am înțeles nimic din rândul ăsta. Ferească Dumnezeu. Nu, ai mă. Nu, ai mă. Ce se pierde rândul ăsta ca pe unul viață? Aolo, ce soartă au ăștia. Ia la like-ul, ne-au la like-ul, ești nebun și acum nu mai avem bani. N-a avut ghinion bine acolo, mă. Chiar a avut ghinion, n-a făcut rău, gen. S-a bătut bine cu ei, a ținut așa, a avut... Chiar a avut ghinion, dacă îl prindea pe ăla când s-a urcat pe cutie, îl omora, era ok, ești nebun, erau 3 la 2, el era altul, era low. Chiar a avut ghinion, nici după, a mai avut aia cumva un molotov. N-a la chirunda trecută, chiar să mor. Dacă se trăgea un pic mai bine și aveam noi un pic de noroc, că la spamurile alea prin smoke acolo, că puteau să pice aia că au rămas, iar au rămas cu 1 viață, 2 inși. Mi se pare că au avut bulan nemții până acum, 2 runde gen full bulan, 1 viață, toți, nu știu. Hai să vedem. Poate o să țină bărbosul un pic mai mult cu noi. Gen, mi se pare că rămâne și numai 1 viață, multe runde. Iar e băgat peste ea. Atenție, s-au găguță peste. Iau de pe ăștia în Donald, bă. O.
Dar bomba unde e, mă? Ah, bomba e la hype ăla, a? Ai, au făcut pași în zona și n-am mai intrat. Man. Dar de ce dai aici că e contact în donat? Așa. Aia, o să mă arăguță aici, că-l ține ăștia bine rău de tot. Mamă, timing-ul. Na, îl ținea QB și l-a și văzut ăla. Asta este, 12-10. Ești rupt de somn, păi, se trează la 9:30. Sunt un pic obosit, plus că am dormit puțin înainte. Boys, nu uitați că în mai puțin de 10 ore ne vedem... În mai puțin de 10 ore ne revedem cu următorul meci, da? Meciul cu Mongolia, care din punctul meu de vedere e destul de decisiv meciul ăla, că trebuie să fim în primele 3 în grupă. Dacă pierdem cu Germania și cu Mongolia, trebuie să cam batem următoarele 2 meciuri. E derby. Dacă i-am mai luat o dată la eco, ar fi talent. Bun. S-a făcut selecția de jucător, bă, anume, nu mai zic chiar poveste. Nu mai zic chiar poveste aici, nebun, că n-are sens. Dacă poate ce am să explice sau să pună cu, nu știu, că sunt mulți care sunt tremoro, pe bună dreptate de altfel, că avem un jucător la tier 1, adică avem 5 jucători care sunt top 30, top 40 și care nu joacă aici. Da, na, 2 dintre ei trebuia să joace. Iar 3 nu au fost luați în calcule, că Adames, na, nu știa nimeni că o să ajungă să joace așa de bine la momentul respectiv. Regalii de la bench la Copa Flames joacă la OG la tier 1. Și, na, Ime și Lau care nu pot juca, deci, somehow, a bit așa, da, mă rog. Importantă runda asta, altfel e presiune mare pe România. Și așa și cu runda asta, uite ce bani au ăștia, ai greu rău de tot din punctul ăsta să câștigăm, dar nu e imposibil. E nevoie de un streak de 2 runde puternice. Gen, dacă luăm 2 runde la rând acum cu 4-5 în viață, e bine, dacă nu, e dificil. Bun, ce fake flash să mor. Hai că știu acum, aveam un donut, raga s-a mutat. Sound e singur un donut. Bravo, bă, sound, ce timing a prins acum, fix s-a întors ăla cu spatele, excelent. 4 în viață, haide bă, 4 în viață și luați polarul. Ah, 3 în viață. Se aude mult și la voi muzica populară când nu vorbesc? Bun, perfect. Un AVP s-a luat. Bun. S-a luat un AVP. E, dar acum e problema că trebuie să ia și runda asta. Că dacă pierd iar runda asta, iar îi bagă la balamul cu bonusul. Cât au mă ăștia? Ăla are 9000 și ceva. Cumpără, mă? Sau și ala hero, ia. Vezi că au pus pauza. Ar putea să facă ăștia eco. Dar nu cred că fac cu banii ăștia. Că ăla poate să dea două arme. Să-și ia acolo cu Galil, cu Dalea, asta ar fi runda care, mamă, dacă am luat runda asta care vine acum, ar fi, pf, lux. Nu crezi că au vecinii chef aici? Se aude deci pe la rău? Nu mai vorbesc bine, hai că vorbesc mai departe, scuze. Scuze, sunt obișnuit acasă, dacă o risc aproape microfon. Nu se aude la fel de tare, scuze. Pana mea. Sorry.
Sorry, man, sorry. Gata, nu mai. O cumpărăm. De aia că trebuie să mă și las aproape de microfon, să mă uit pe sub cameră, să văd ce bani au ăștia, dar mă rog, nu mai contează. Bun, deci, ultimul bai, runda asta și suntem bine rău de tot. Bun, sound, bravo, excelent. Mid take-ul ăla puternic. Mamă, atenție la contactul ăsta aici. Mamă, atenție la contactul ăsta, bă. Bun, am luat un blitz cu el. Mi-a primit molo. Bun. Bravo, bă, excelent. Au plantat ăștia, dar cât au acum? Au avut 1400, acum 1900. 2400 cu bonus 3000, a? Și cu fraguri. A, ba nu, au avut 1900 cu bonus. Ar trebui să facă eco fără pistoale, fără armuri acum. Mamă, haide mă, hai mă, 13-12. Mamă, hai că avem... Bun aici, colo ăsta. Bun colo ăsta. S-au băgat bine și ca trasee. S-a băgat pe lângă perete, gen. Chit că a murit, l-a făcut spațiul la ăștia și a și verificat niște unghiuri. N-a fost rău. Ignora haterii, vremea smâne. Nu facem asămără. Știu că se mai aude mai tare, dar l-am dat mai tare ca altfel să se audă bine. Ferească Dumnezeu, ferească. Ce-a tras ăsta, bă, frate, bă, hai, bă, erou, bă, să moară Jana. Meciu cu vă. Doamne, cine-i mă ăsta, mă, erou ăsta, mă? Look, erou. 21 de ani, 09 rating. Bravo, mă, frate, mă, asta zic. Bravo, bă, frate, bă, nu, bravo, excelent. 5 evenimente pozitive în 43, asta zic, nu tragi tu așa? Nu tragi tu așa acum? N-ai tu meciul vieții? 25 cu 15, uite ce le trage, are 0.97 rating ăsta, uite ce le trage. Ce mă contează RP că la ce l-a tras, ești nebun. Dar de fapt stai că pot să mă uit aici. Ia. Poame, ce... De frumos l-a tras, incredibil. Marfarul l-a tras, ce ai? Gen, mamă, nu știu cum să-i explic. Perfect. Perfect, ești nebun, l-a tras. Vezi că e interesant boss-ul ăsta pe care îl fac aici. Mă. E split. Nu-mi dau seama, a scăpat ăla în bază. Mamă, n-am apucat să încarci. A plecat meci, ești nebun, uite-și tu. Mă, de fapt, nu e, că a fost rundă bonus asta, never mind. N-a plecat neapărat meciul, dar are situație proastă, rău de tot. Uite ce face runda aia, Laico.
Bun. A, erau nici damage ăsta, doar să nu moară aici, Juliț. E ok, orice damage economic e... E bine venit, să zic așa. Mai cumpără și ăștia. Important e dacă... Dacă mai moară unul Blitz aici sau să rămână în viață, poate să-i dea armă lui Sound, că el deja are armură, mai multe utilități. Na, contează, contează să rămână în viață și să rămână în viață cât de departe aia. Iar ăștia ce bani au? Bani de la unde aia de eco de atunci? Deci, doamne. Vedem să comentezi în camera de cast și să apari pe main screen. Bă, a fost o neînțelegere astăzi, Atacan. Că eu am, deși eu am fost anunțat de două ori să vin acolo. Și bă, după la un moment dat au zis că o să mă dea de aici, știi? Și că să nu mai vin. Și după, de fapt, nu m-au dat de aici, nu știu, mă rog. O să, probabil o să comentez, n-ați de seama, dar... Na. Bun, mamă, mai să vezi la BTN, full blind. Full blind, mai sferiți. Hai să vedem. 14-12. Mamă. Uite ce gap au găsit ăștia spre A. Mi-e rău. Mi-e rău. Uite timing. Uite timing. Wow. Mamă, sunt direct în A full. Nu cred că se așteaptă niciodată la runda asta. Mamă, ce dat tot au. Bravo, băs! Bravo, Guțu! Bravo, Blitzcheller! Bun ai ținut! Bravo, băi! 4 în viață, importantă rând, au plantat iar ăștia acum și iar au bani. Mamă, bună rând asta! Haide, mă! Măcar un overtime! Haide! Măcar un overtime! Mă rog, scaunul ăsta, nu mai știu în ce poziție să stau aici, de mult. Sunt la hotel să nu mai țip. Ce mai mare nuntă? Nu țip ca să nu vă spar vă, să nu vă spar vă ureche, că dacă țip mă aud nașpa. E mare nuntă la hotel aici, ce să nu mai țip, că e lejer. E porță scaunul ăsta de gaming, e tare rău. Câți bani mai am ăștia? Hai că mai are unul singur, mai au doi bai. Dacă nu plantează runda asta, mamă, hai pe ăsta unul în viață. Hai mă runda asta și fac ăștia eco după, joacă la 15. Haide bă! Contact în acul lărc în cheivă. Așa pare, ia să vedem. 3 na oricum, e bine. 2 na oricum. Meciurile se au jucat în intervalul ora 13, ora 20 și 30 de minute. Ce meci este asta? Nu s-a jucat niciun meci în intervalul ăla. Primul meci a început la 8 jumate. Nu, la 9 jumate. Oh. Bravo, Sound. Bravo, bă, Sound, ia-i pe piept. Ia-i pe piept, ia-i pe piept pe ăștia. Ia-i pe piept, Sound. Bravo, bă, Sound. Mare burger, să-i dați mare și urma la Danielu Sound. Ești nebun, că merită după runda asta. Aia zic că ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi, nici nu au plantat. Haide. Și bani în spate pentru o rundă just in case. Hai 16-14, cum ne place numai 9 meciuri de alea. 16-14 să-ți scrie GG după chat. Haide, băi. Haideți pe ei. Haideți pe ei. Haideți pe ei, pe mama lor. Au un singur digger cu armură, nu? Bun. Și un singur flash. Hai mă, runda asta, mă. Te pup, Fordy, mersi de membru, bine ai venit un an și ceva. Ah, atenție la această rundă.
Mai ales mă acum. Hai mă, lasă, dă-o dracu de treabă. Bă frate, bă, amă, lasă-mă, ce soartă au ăștia, bă, numai la eco, numai unul viață în continuu. Dar și acum ce făcea Bii la runda asta, sărea așa în... Mamă, mamă, mamă. Ce face acolo în cave? S-a dus de la spawn, s-a dus după late. N-aveau info, n-aveau nimic, uite ce baia acum. Haide mă, nu se poate. Hai overtime, hai overtime. Nu mai contează, hai overtime. Bun. Îl știu pe ăsta singur la... nu... Incredibil, mă. 5 la 3 și runda asta, incredibil. N-are de... Terrorists win. Mamă, ce rondă aici! Ne ferească Dumnezeu! Cum se pierde mă la eco la 14-14 mă? Ce mi-ești prost bă. Ce mi-ești prost. Da. Asta este boys. Asta este. Ne bătut rău, oricum ne ții, ești nebun. Ne bătut rău de tot din punctul de vedere, dar dacă pierzi două runde la eco și runda acum 5 la 3. Na, nu știu, pana mea. Greu de bătut un best of 1. Boys, vă mulțumesc frumos că v-ați uitat. Ne vedem mâine, dacă ne vedem în... cât e ceasul? 2 și 10. Ne vedem în 10 ore, în 8 ore jumate, bine? Nu, 9 ore jumate, că e 2 abia la 11 jumate. La 11 jumate România-Mongolia, da? Mă bat să mă odihnesc și un pic. Și ne vedem în la 11 jumate. Pun programez evenimentul cum mă trezesc pe la 10 așa, da. Vă aștept de Dimi. Ne bem cafeluța 1-1 momentan, recordul din grupe. Mai sunt încă 3 meciuri de jucat în grupa asta. Trebuie să ne clasăm primele 3. Problema e că pierdem aici cu Germania și puteam să ne batem. Dacă băteam Germania și Mongolia, ne băteam la locul 1 care ne ducea direct în sferturi. Dar n-are nimic. Aia e important, e să batem, să ieșim din grupă, pentru că să mai urmeze meciuri grele. Cu Mongolia e meci greu. Cum îi zice, cu Argentina și le-ai un meci greu și mai e un meci care o să fie mai ușor un pic. Bă, bă, seara frumoasă să aveți, somn ușor și ne vedem mâine la 11:30, adică mă rog, azi la 11:30, ați înțeles voi, v-am pupat. Seara faină, vă mulțumesc frumos pe toate, bă, și mi-a dat cea 10 gifted, mă, mersi frumos, Lil Coxino, te pup, mersi mult de tot, eram atent la meci, iartă-mă, nu ți-am mărstă mie, mersi mult de tot, 10 gifted și vă mulțumesc frumos pentru toate like-urile și donațiile. În 9 ore și 19 minute la ora 11:30, România vs.